Spună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Bun găsit, dragi prieteni, iată, suntem într-o zi istorică, evident, nu avem cum să o numim altfel. S-a spulberat un mit pentru noi cei care ne-am născut după 1958. Iată, trăim pentru prima dată în viață o victorie franceză într-un meci de fotbal oficial în fața Germaniei. Pentru francezi, sigur, era unul dintre cele mai spurcate momente din istorie acesta. Acum n-a mai rămas, ca să o spunem pe șleau, decât să câștige OM la Bordeaux. Ăsta e ultimul mit care mai dăinuie în fotbal. Deși sigur s-a întâmplat, dar ultima dată a fost în anii 70. Deci este totuși atât de îndepărtat încât e ca și cum n-ar fi fost niciodată. O victorie aseară a Franței nemțește în fața Germaniei cu 2-0 după un meci în care nu erau multe de văzut. O victorie însă monumentală, evident, în fața unei echipe a Germaniei mai îmbâxite parcă decât niciodată, mai slabe ca niciodată, dar asta nu prea contează în fața timpului, pentru că e un 2-0 pe care francezii l-au găsit de nicăieri și care în aceste zile, cel puțin astăzi și mâine, va fi pe firmamentul fotbalului, nu doar european, ci și mondial. Spun astăzi și mâine, că duminică urmează finala cu Portugalia. Portugalia n-a bătut niciodată Franța, atenție, de când Cristiano Ronaldo joacă fotbal. Francezii au bătut pe portughezi pe unde i-au prins, este exact invers decât era bilanțul cu Germania. În orice caz, uluitoare statistică și asta. Franța și Germania, n-am văzut-o pe nicăieri, o spun din memorie, n-au jucat niciodată un meci oficial la un campionat european. Niciodată. Deci ăsta este primul meci între cele două națiuni. El a avut loc chiar pe Stade Vélodrome, care și-a meritat ieri reputația, într-adevăr, a îngropat literalmente echipa germană, un spirit naționalist, într-adevăr, ca de sfârșit de război mondial s-a simțit din tribună. Să joci Franța-Germania la Marseille este ca și cum ai juca România-Ungaria la Târgu Mureș. Adică e o atmosferă enormă, încărcată, sigur, împotriva maghiarilor și respectiv aici împotriva germanilor. Nicăieri naționala Germaniei nu este mai detestată de public, sigur în sensul sportiv al cuvântului, dar ura asta pe care sportul o naște este mai mare decât cea pe care o nasc războaiele sau politicienii, pentru că toți cei care au fost în tribună n-au trăit războaiele mondiale, deci ei doar și-au tras seva din istorie. Răzbunarea lor venea la fotbal, într-unul dintre momentele cele mai mediatizate din lume. A fost o audiență dublă în Germania față de Franța. 30 de milioane de nemți au urmărit meciul față de 19 milioane de francezi. Chiar dacă audiențele sigur au fost istorice și pentru TF1, cea mai bună audiență a anului, de exemplu, dar nu cea mai bună din toate timpurile. Postul public ZDF, care a transmis în Germania partida, a făcut un share de aproape 90%. Și, de adevăr, nemții au fost umiliți în fața televizorului ca niciodată. Cârnații, așadar, învinși cu armele lor, de o echipă a Franței modestă, evident, o echipă a Franței aproape de neprivit în unele momente, care s-a retras cu fundul în poartă. Didier Deschamps, repriza a doua, a scos literalmente tot ce mai avea cu formă de autobuz prin vestiar și și-a masat echipa pur și simplu în fața propriului careu, pentru că era clar că Deschamps nu va risca. Ceea ce spuneam noi ieri de formula aceea ofensivă era doar pe hârtie și așa va și muri. Deschamps a jucat la mica ciupeală și într-adevăr cu norocul pe care îl are, că spuneam, el este un pițurcă la cub al francezilor, un antrenor de un noroc porcesc în viață, un antrenor care nu știe fotbal, paradoxal, deși a câștigat trofee cu grămada, iar bilanțul său la OM în 3 ani, când a luat 6 titluri, sigur o singură dată campionatul, dar 6 trofee este halucinant,
Dar atenție, echipa nu juca un fotbal nemaipomenit. Adică nu se compara cu echipa, nici măcar cu echipa antrenată de Eric Gerets, ca să nu mai vorbesc de cea a lui Marcelo Bielsa. Deci n-a fost o echipă atât de adulată de public, pentru că te plictiseai la meciuri. Ăsta este stilul lui, italienesc. El a jucat mult în Italia, practic este de formație antrenor italian, dar nu neapărat la tactică, pentru că Deschamps nu știe tactică, nu duce capul la tactică, nu are prospețimea tactică a unui antrenor italian. Însă el, așa cum vă spuneam și altă dată, are acest tatu că se impune în fața jucătorilor oriunde se duce. Ei știu cine a fost Deschamps, omul care a ridicat deasupra capului toate trofeele posibile și care a jucat atâtea finale încât nu-și mai poate aminti. E bine, va mai juca una duminică, va fi o finală în care portughezii vor avea, puțină lume știe în România, dar o să vă spunem acum, Portugalia va fi majoritară în tribune, pentru că deși biletele între suporteri se împart egal, vor fi puține bilete alocate suporterilor, cum vă spuneam, în jur de 20.000 cu totul. Restul vor fi bilete la liber și comunitatea portugheză din Franța, fiind extrem de numeroasă, portughezii vor fi majoritari pe Stade de France. Mai ales că în Portugalia fotbalul este o religie, pe când în Franța nu va fi niciodată. Cu atât mai puțin pe Stade de France, care nu este o arenă pe care jucătorii francezi să o iubească. Stade de France nu este stat velodrom. Deci acolo va fi o atmosferă acră mai degrabă. Sigur că la o finală, stegulețe, ți se face pielea de găină când se intonează imnurile, dar nu ca pe velodrom. Pe velodrom au fost niște momente enorme ieri, pe care le-au recunoscut și germanii. Aceștia au fost intimidați inclusiv la cântarea imnurilor, cum n-au mai trăit, practic, și până la urmă acest stres, acest trac i-a făcut pe nemți să nu joace mai nimic. Practic, ei au fost în locul Franței, Franța pe care am văzut-o de atâtea și de atâtea ori pierzând în fața Germaniei, neputință. Asta a fost o Germanie, într-adevăr, fără vârf de atac, deși, dacă stăteai să te uiți la lotul lor, foarte mulți jucători ofensivi, Thomas Müller, Gomez, vorbesc acum în lot, da? Schürrle, Draxler, o grămadă de jucători, Götze, bineînțeles, o grămadă de jucători ofensivi, însă niciun vârf autentic. Bun, Mario Gomez, hai să zicem, care n-a fost disponibil până la urmă ieri, așa cum și-ar fi dorit nemțelăi, dar, încă o dată spun, o neputință din partea Germaniei mai evidentă decât oricând. Da? Ca să facem o statistică corectă și până la capăt, cred că a fost cel mai slab Franța-Germania din istorie, evident, pentru că în comparație cu toate celelalte, chiar și cu meciul din 2014 de la campionatul mondial din Brazilia, echipele erau superioare, evident, celor pe care le-am văzut ieri. Practic niciun jucător n-a ieșit în evidență, în ciuda notelor bombastice atribuite lui Griezmann, care sigur, e un jucător care tocmai a trecut printr-o finală de Liga Campionilor, evident. Știu că se descurcă în momente de presiune, dar golurile n-au nimic de a face cu știința lui, pentru că e un 11 metri pe care teoretic putea să-l bată oricine. Noi am văzut cu Italia, nu este un mare portar de penaltiuri, a apărat unul singur. Restul le-au dat italienii bălării, nu știe să apere penaltiuri. Deci nu e o surpriză că Griezmann l-a învins din 11 metri, chiar dacă același Griezmann, Grizu, cum mi se spune acum, ratase un penalti în finala Champions League. Atenție, finală care a fost arbitrată de englezul Mark Clattenburg, care va oficia și la finala de duminică. Un arbitru antifrancez, spre deosebire de cel de ieri, Nicola Rizzoli, un găzdar acesta, și evident, ca italian, omul și-a făcut datoria, nu poți să ții cu Germania. Este evident asta. Probabil a ales cu mâna Rizzoli. Nu trebuie să spunem aici că a înclinat el decisiv balanța, dar s-a văzut că era un pic de partea gazdelor, pentru că el este găzdar, Rizzoli. Și probabil de asta a și fost ales. În orice caz, nu poți să ții cu Germania. În sfârșit, un arbitru care a înțeles cum stau lucrurile.
Și până la urmă această răzbunare de decenii, aproape aș spune de milenii, a avut loc. În sfârșit Franța a prăvălit Germania, mai are importanță cum. Spuneam aproape nemțește, pentru că ăsta e stilul german. Germania așa a bătut Franța. Și în 2014 și în 1986 la Cupa Mondială, victorii mici, ciupite, în care nemții n-au avut de jucat. Au avut doar de jucat. La vremea respectivă, Franța dominând meciul. E bine, de data asta n-a mai fost așa. Pentru prima dată de când cele două echipe joacă între ele, pentru că vă spuneam, la campionatul european acest meci este o premieră absolută. Tot așa cum nici Real Madrid și FC Barcelona nu s-au întâlnit niciodată într-o finală de Liga Campionilor, de exemplu. Și acolo poate să pare paradoxal, dar nu s-a întâmplat niciodată. E, așa și cu Franța, cu Germania, nu s-au întâlnit niciodată într-un euro, pentru că campionatele europene aveau puține echipe până în ultima perioadă. Franța și Germania erau, când participau împreună, cap de serie, deci se evitau în grupe, nu aveau cum să se întâlnească și nu se nimereau în fazele finale, da? Când existau doar semifinale, cum a fost inclusiv în 1984, era destul de complicat să nimerești împreună, după care Franța a avut prestații modeste la Euro. Spre deosebire de Germania, n-a făcut mai nimic în turneele finale și în condițiile astea nu s-a întâlnit niciodată cu Germania. Dar încă o dată spun, din 1958 încoace, când Franța a învins Germania în finala mică a campionatului mondial din Suedia cu 6-3, după care au jucat în 82, 86 și 2014, de fiecare dată francezii au dominat meciul. Asta a fost pentru prima dată când nemții au călărit, dar modest, fără imaginație, n-aveau șuter. Este pentru prima dată absolut în istorie când într-un meci Franța-Germania nemții n-au șuter, n-au omul ăla care să tragă de la 25 de metri și n-au număr 9. Chiar dacă, să spunem, la capitolul portar, nemții au în momentul de față unul dintre cei mai buni portari din istoria lor, cu acest Manuel Neuer. Manuel Neuer totuși face un pic pe el la golul de 2-0. Poate că și pe el un pic atmosfera aia apăsătoare l-a incomodat pe final de meci. A fost bun în prima repriză, nu se vedea tracul, nu se simțea pe Manuel Neuer, dar până la urmă, cu odată cu trecerea timpului, poate că un pic l-a afectat și pe el această situație. Cert este că atmosfera a fost elogiată de toată lumea, inclusiv de nemți. Au declarat că nici măcar în vestiar la pauză nu se puteau auzi bine unii pe alții, din cauza vacarmului, a urii care cobora efectiv din tribune. Naționala Germaniei nu putea să fie mai detestată pe niciun stadion european decât pe Stade Vélodrome, și asta pentru că acolo naționalismul francez face casă bună, încă spun, la scara istoriei. Restul Franței, francezii și nemții s-au cam împăcat. Ei bine, la Marseille nu se vor împăca niciodată. Asta este o chestiune evidentă și este valabil pentru orice altă națiune. Deci nu numai pentru Germania, dar sigur Germania în primul rând, pentru că sunt vizibile în oraș în multe locuri urmele războaielor pe care nemții le-au purtat în zonă, chiar dacă sudul Franței a fost la un moment dat o zonă liberă în cel de-al doilea război mondial, neocupată, cum ar veni. Nemții au avut de-a face și cu acea zonă, au fost bombardamente, crâncene și așa mai departe. În ce caz a rămas asta, a rămas, lumea a fost educată așa și este firesc, pentru că până la urmă istoria este tot ceea ce ghidează un popor. Deci oamenii au fost născuți așa, crescuți așa în atmosfera asta și în astfel de momente se mobilizează. Bineînțeles, nu puteai să lași să treacă veșnic de aici înainte de acest moment. Marseille 2016 se va lega prima victorie franceză în fața Germaniei pentru toți cei care au asistat la meciuri. 1958 e foarte departe și aia a fost o victorie la Pirus atunci a Franței, pentru că un loc 3 la Cupa Mondială nu-i mare lucru. Sigur, era echipa lui Just Fontaine, a lui Raymond Coppa,
Franța avea o echipă mare atunci, dar nu putem să știm dacă Germania a tratat meciul cu seriozitate, pentru că nu mai conta în mare măsură. Deci dacă luăm și momentul 58, atunci francezii n-aveau chiar nimic în istorie cu care să se laude. Mai avuseseră succese în fața Germaniei, dar dacă e să coborâm atâta timp până la un alt succes oficial, este prea complicat astăzi și nimeni nu face referire la acea epocă, pentru că oricum fotbalul nu semăna câtuși de puțin cu cel de astăzi. Deci momente istorice, reamintesc că Portugalia, adversara Franței în finală, n-a câștigat niciodată nimic, deși citeam ieri bilanțul său, este remarcabil la campionatele europene de întotdeauna, începând cu prima lor participare în 1984, până atunci Portugalia n-a jucat niciodată la un euro. În 84 a fost în semifinale și a pierdut cu Franța în minutul 120, de altfel sunt trei semifinale absolut uluitoare între Franța și Portugalia, toate terminate cu victoria Franței la mustață. Este cea din 1984, teribilă, când Portugalia a condus în prelungiri cu 2-1, atenție, tot pe Stade Vélodrome, și până la urmă Franța a întors rezultatul câștigând în minutul 120, într-un delir indescriptibil pentru vremea respectivă, după care s-au mai întâlnit de două ori la Cupa Mondială și a fost cu un scandal monstruos de fiecare dată. Amintiți-vă că la Mondialul din 2006 s-au întâlnit odată și a mai fost odată când în 2000 s-au întâlnit odată cu mâna aia a portughezului Abel Xavier, dacă nu mă înșel eu, în minutul 117, dar oricum s-a prelungit până în minutul 120, când arbitru i-a dat afară pe toți portughezii, care au protestat împotriva acelei mâini în careu al lui Xavier. Franța a obținut un penalti transformat în vinclu de Zidane, pus cu mâna în vinclu, după vociferări care au durat minute în șir. Portughezii au fost suspendați atunci cu lunile de către Federația Europeană. A ieșit un scandal cât casa. După acea partidă, Franța a câștigat, sigur a fost o mână evidentă în careu, da, asta este, portughezii n-au avut puterea sau curajul să o recunoască niciodată. După care s-au mai întâlnit în 2006, când Franța a avut parcursul ăla de titan, învingând Spania, Brazilia și apoi Portugalia, ca să eșueze în finală cu Italia la 11 metri. Atunci iarăși Franța a învins Portugalia, i-a bătut și într-un amical odată pe Stade de France, țin minte, cu 4-0. 4-0 era la pauză. Zidane era cu echipier la Real Madrid cu Figu. Deci a fost transmis la noi pe Eurosport. Țin minte, faza aia e antologică. N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Deci la pauză Zidane i-a dat tricoul lui Figo și a zis că pentru ce să mai intru? N-a mai jucat în repriza a doua, a fost schimbat la pauză. Figo a rămas cu tricoul în mână. Era 4-0 pentru Franța, a făcut cea mai mare repriză din istorie. Era un meci amical, adevărat, dar nemaipomenit. Deci o presiune, o posesie a mingii peste 70%, o presiune uluitoare și le-a dat 4. O Portugalie imensă aia, nu bătea nimeni atunci. Atâta s-a și terminat în repriza a doua, practic nu s-a mai jucat fotbal. Erau meduzați toți, nu mai înțelegeau ce se întâmplă. Deci asta spun, niciodată Ronaldo, de exemplu, n-a bătut naționala Franței, iar toate marile bătălii, absolut toate marile bătălii dintre cele două națiuni au fost câștigate de Franța. Deci vă dați seama ce ură este pentru portughezi, care au într-adevăr acum posibilitatea să câștige. E un stadion mare, presiunea nu e așa ca pe velodrom. În Stade de France nu e nicio presiune asupra jucătorilor, publicul este glacial, spuneam, dar nici tribuna nu e chiar așa făcută cumva pentru fotbal. Acolo îți cădeau peluzele la uriașe în cap. Pe Stade de France n-ai sentimentul ăsta. Plus că vor fi portughezii majoritari. Deci va fi o ambianță de 60-40 în favoarea portughezilor, care evident că vor face zgomotul vieții lor. Este ocazia secolului pentru Portugalia, fără nicio discuție. Dacă Portugalia nu câștigă finala asta, probabil că nu va câștiga niciodată nimic. Așa cum spunem mereu și despre Olanda, o altă țară care nu s-a impus niciodată nicăieri, în ciuda promisiunilor și atâtor finale pierdute, și Portugalia riscă să intre în aceeași categorie, începând cu ziua de duminică. Ne întoarcem după o pauză.
Ne-am întors în direct, Franța-Portugalia, finala pe Stade de France, duminică, 10 iulie, de la ora 22, ora României. Franța neînvinsă în fața Portugaliei, spuneam, în toată această eră modernă, în meciurile oficiale, nu există deocamdată dovada niciunei victorii portugheze în această perioadă. Portugalia n-a învins Franța niciodată în istorie la un campionat european. Asta este evident, pentru că spuneam, prima sa participare este în era noastră, în 84, când francezii au învins în semifinale. Și de atunci au mai avut loc doar două confruntări, amândouă memorabile, în 2000, când Franța s-a debarasat de Portugalia în urma unui penalti al lui Zidane. E un foul la Thierry Henry, îl revăzuse mai devreme pe YouTube. Un meci echilibrat cu multe ocazii, Barthez în poarta Franței la acel meci. Franța câștigă titlul în 2000, învingând Italia în finală, dramatic, absolut miraculos în acea partidă. Și un al treilea meci mare este cel din 2006, când Franța va pierde finala cu Italia, deci tot într-o campanie cu Italia la final. Franța trece de Portugalia cu mâna lui Abel Xavier în minutul 117, penalti, și atunci transformat tot de Zidane. Așa s-a terminat așadar istoria acestor trei mari confruntări Franța-Portugalia. În rest îmi amintesc de amicalul de pe Stade de France 4-0 pentru francezi. Și prea puțin în rest, au mai fi jucat niște meciuri amicale, nu zic că nu, pentru că toate astea pe care le-am înșirat până acum sunt meciuri în care Cristiano Ronaldo nu există. Da? Deci el n-are niciun moment în care să spună că își amintește de meciurile cu Franța. El nu apare pe această listă. Din 2006 încoace, cele două echipe nu s-au mai întâlnit, deci nu mai există nicio urmă de meci oficial. Este evident, până în 2016, dar este pentru prima dată oricum când Franța și Portugalia dispută o finală. Portughezii sunt în a doua oară într-o asemenea ipostază, spuneam, după ce au jucat finala pe teren propriu în 2004, deci 12 ani mai târziu. A doua finală așadar a lui Cristiano Ronaldo la 1 euro, după ce a pierdut în 2004 cu Grecia. Va fi un meci în care, într-adevăr, dacă portughezii câștigă, își vor spăla toate păcatele și vor răzbuna toate aceste înfrângeri împotriva Franței, pentru că ar fi o finală câștigată chiar pe teritoriul francez, un meci câștigat pe teritoriul francez, dar care este chiar într-o finală, deci s-a răzbunat pentru toate aceste partide care n-au însemnat finale, au fost toate meciuri eliminatorii însă, și Portugalia a avut de suferit de 3 ori de pe urma acestor eșecuri. Dar încă o dată spun, la cum au evoluat lucrurile la acest campionat european sunt multe necunoscute. Portugalia, de exemplu, n-a întâlnit pe nimeni, deci în ciuda faptului că a jucat niște meciuri destul de lungi, nu? A ajuns să dispute cu Croația o partidă de 120 de minute după ce a ieșit din grupe în optimile de finală, după care a mai avut de jucat încă două meciuri. Ăsta cu Țara Galilor, hai să zicem, n-a fost atât de istovitor. După o repriză de 0-0 i-au făcut repede diferența în partea a doua, au avut un final de meci totuși mai ușor. Rezultatul este net până la urmă, nici nu cred că se așteptau portughezii să câștige atât de clar. Ei n-au câștigat niciun meci în 100, adică 90 de minute, au avut nevoie de prelungiri și de penaltiuri. Cu polonezii au ajuns la 11 metri, vă reamintesc, chiar cu Croații au jucat în prelungiri, deci o echipă care s-a întins destul de mult. Franța n-a trecut niciodată de cele 90 de minute, uluitor. Ei au reușit să-și câștige meciurile din optimi, sferturi și semifinale în 90 de minute. Portugalia s-a întins cu meciurile astea, a jucat și prelungiri și penaltiuri, deci în două rânduri,
dar a avut o zi de recuperare în plus, spuneam, va fi ca acasă pe Stade de France și în același timp n-a jucat cu adversari de calibru. Deci are acest statut, totuși este primul adversar puternic pe care îl întâlnește și ăsta este în finală. Mai ales că avem aceste două statistici care pledează în favoarea Portugaliei, chiar dacă sunt indirecte, să le spunem, faptul că portughezii vin pe scara asta a celor 12 ani cu surprize la Euro. Portugalia ar fi o a treia surpriză colosală, bineînțeles, la campionatul european, poate nu de nivelul Danemarcei și Greciei, iar s-au întâmplat acum 12 și respectiv 24 de ani, pentru că acele echipe n-aveau totuși un Cristiano Ronaldo, adică unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile, la trofee și la recorduri, chiar dacă pentru naționala Portugaliei încă Ronaldo n-a câștigat nimic. Dar iată că vine momentul pentru Cristiano Ronaldo să câștige și un trofeu. Deci aici, la aceste surprize, Portugalia s-ar încadra perfect. După aia ar veni ciclurile astea. Franța, iată, a bătut Germania pentru prima dată într-un meci oficial din 1958. Tot la acest campionat european, Germania a bătut prima dată Italia într-un meci direct oficial. Tot așa, nemții n-aveau victorie cu italienii. Italienii îi băteau pe unde îi prindeau, deși pare suspect, bizar, dar așa e. Deci au căzut aceste două mituri. Acum putea să cadă și al treilea, Franța, până acum ne pierzând niciodată cu Portugalia. Deci iată, avem o situație complicată din punctul ăsta de vedere. Avem apoi și statistica celui mai bun jucător al turneului, chiar dacă Griezmann n-a fost enorm. El are totuși un gol de meci, să nu uităm, 6 goluri în 6 meciuri la acest campionat european, a reușit o dublă cu Germania, care cântărește enorm, chiar dacă încă o dată spun, el n-a făcut nimic pentru cele două goluri, o mână în careu al lui Schweinsteiger și respectiv o bâlbâială în apărare, un puchio gol ăla cu ezitarea lui Neuer. Griezmann fiind atacant, sigur că era în zonă, deci el n-are un merit deosebit la goluri, dar faptul că le-a dat el și că oarecum și în prima repriză, țineți minte pe secvențele alea când francezii încercau să iasă pe contraatac, Griezmann era singurul care mai putea să țină un pic de minge, mai tehnicuț așa, Payet a făcut un meci lamentabil, ce a fost la nivelul lui Evra, cel mai slab francez după notele atribuite de presă, a fost Payet, chiar dacă Evra, sigur, e o catastrofă deja dovedită, adică nimeni nu mai are motive să discute despre el, e jalnic Patrice Evra. Francezii sigur au jucat cu Evra ca în 10, dar și nemții, să ai fundașii laterali pe Kimmich și pe Hector, iertați-mă totuși, intri în istorie cu asta. Deci când ați mai văzut o echipă germană atât de modestă să joace cu Kimmich pe dreapta și cu Hector pe stânga, plus cu Emre Can în fața apărării? Deci ăștia n-au nimic în comun cu Germania. Thomas Müller completamente ieșit din formă, sigur nu s-a putut conta pe el prea mult nici în acest meci. Schweinsteiger, care e rezervă de fapt și care comite penaltiul ăla, se potrivește bine cu Ana Ivanovici, să știți, Bastian Schweinsteiger. Sunt buni amândoi de mers la Ibiza sau la Palma de Mallorca, unde se duc toți săsălăi în vacanță. Cum ne ducem noi în Grecia, ei se duc în Mallorca și în Ibiza. Acolo se duc ei. Este cel mai aproape de Germania să vadă soarele. Da? Asta e zona unde se deplasează ei. Sunt ideali la pachet să se ducă să stea pe șezlonguri acolo, potrivesc fel. Niște luzere amândoi. Și Schweinsteiger și Ana Ivanovici. E reconfortant, fraților, trebuie să recunoașteți, toți cei care țineți cu Germania, țineți din prostie cu Germania. Cei care țin în România cu Germania sunt niște tântălăi. De ce țin cu Germania? Să obișnui că germanii câștigau. Ăsta e singurul motiv. Să nu mi se spună mie că poți să ții cu Germania la fotbal. N-ai cum. Singurul motiv pentru care că sunt români care țin cu Germania, din motivul ăsta, neamțul câștiga, ne-a asigurat liniștea asta
aici că foarte multă lume se uită la sport ca să țină cu ăla cel care e mai bun. Da? Ceea ce, sigur, nu e un păcat, dar nici nu te poți lăuda cu asta. Sigur că trebuie să aibă și învingătorii, susținători, dar nu din ăștia născuți după ultima ploaie. Românii de asta țineau cu Germania, că Germania se impunea. Că astăzi ce să ții cu echipa asta, Germania? Ăștia joacă fotbal. N-aveau nimic. Evident că n-aveau nimic. Deci astea fiind spuse, nu o să mai avem oricum emisiune până la finală, așa că pe undeva era normal să ne ocupăm și de avancronica ei. Va fi o finală absolut inedită, spuneam. Francezii au și ei însă o statistică de partea lor, faptul că de câte ori organizează un turneu începând cu 1984, că înainte nu mă interesează, s-au impus. Deci au câștigat campionatul european, au câștigat campionatul mondial și acum iară sunt în finala europeanului pe care îl organizează. Spuneam că Germania, am auzit ieri o statistică, nu fusese învinsă niciodată, fraților, în istorie, de țara gazda unui turneu. Germania. Lucru care, iarăși, sigur, stă în picioare, întrucât nu e simplu să fii gazdă. Au fost atâtea kicks-uri în istorie ale echipelor gazdă, încât ne-am plictisit și noi. Da? Nici măcar Germania, când a organizat un turneu final, n-a fost suverană. Da? Dar rămite alții. Păi mi-amintesc de Spania 82, ce rușine de echipă. Și totuși erau gazdă. Deci francezii au venit să organizeze campionatul european în 84 după țurca aia de echipa Spaniei din 82, care a fost ajutată de arbitri ca să iasă din grupe. Și după aia s-a prăpădit în grupele alea de 3, cum era atunci. O situație inedită. Numai la campionatul ăla mondial a fost așa ceva. În câte mi-amintesc eu, la mondialul din 82 a fost regula aia cu banul și în 86. Aia cu câte 3. Te duceai din grupa de 4 și te calificai într-o grupă de 3, de unde mergea prima mai departe. A, un sistem foarte, foarte complicat. Țineți minte că am avut în 1982... în 82 a fost asta. Parcă da. În 82 a fost Brazilia, Argentina, Italia. Așa arăta grupa de 3. Brazilia, Argentina, Italia. Și-au mers italienii mai departe, Brazilia și Argentina au fost eliminate. După faza asta veneau semifinalele. Deci era crânce în campionatul, într-adevăr era crâncea, se juca fotbal. Oricum, dacă te uiți acum pe înregistrările meciurilor alea, îi aud pe fraierii de astăzi spunând că a fost meci bun aseară. Dumnezeule, ce, la ce să vezi la asta? Nu se juca nimic fotbal. Miza era atât de mare încât singurul merit al meciului era că trecea timpul. Și odată cu trecerea timpului te apropiai de deznodământ. Că, de adevăr, miza e mai mare decât în anii ăia. Din toate punctele de vedere. Astăzi câștigăm cu toții. Atunci câștiga doar cel care se impunea. Astăzi câștigă televiziunile, da? Câștigă sponsorii, câștigă toți cei care sunt parteneri într-un fel sau altul, câștigă jucătorii de nenumărate ori în plus. Câștigăm și noi pentru că vedem meciurile, le revedem, vedem golurile în toate pozițiile, avem abțibilduri cu jucători, avem cataloage dintre alea. Deci astăzi nu mai e, da? Vezi pe orice device dintre ăsta meciul respectiv, pe vremea respectivă nu vedeai nimic, niciodată. De obicei aveai doar scor în ziar, rare ori aveai și echipele. Erau alte vremuri, dar se juca fotbal. Astăzi nu se joacă nimic, e o rușine meciul cum s-a jucat ieri și toți jucătorii care au evoluat în el față de istoria acestui moment. Am văzut și pe final când francezii erau mai zglobii decât nemții, zarurile erau aruncate și au scăpat de câteva ori pe contraatac. Francezii au avut un 4 contra 3, de exemplu, la intrarea în minutul 90. Era Gignac pe acolo. Gignac încerca și el, în stilul lui, aceeași fentă pe care o face de 20 de ani, să tragă și el la poartă cu dreptul după ce venea din partea stângă, să-și pună mingea pe dreptul, să tragă la colțul lung. Fraza lui clasică în fotbal. N-aveau, se vedea pe ei. Jucătorii, și vorbesc acum de francezi, că nemții oricum erau la pământ,
aveau să intre și ei în istorie, dar pe partea cealaltă, ca prima națională a Germaniei bătută de Franța, e bine, francezii n-aveau, mă, conștiința, jucătorii ăia care încheiau meciul, n-aveau conștiința ce înseamnă un gol cu Germania. Pentru fotbalul lor și pentru fotbalul mondial, firea să fie. Păi între 2-0 și 3-0 e diferență de un veac. Deci orice gol pe care îl marchezi Germania într-un meci oficial când ești francez înseamnă un secol. Da? Între 2-0 și 3-0 e o diferență ca între 2 copii și 3 copii. Cam așa. Adică uriașă. Da? Nu poți să-ți pretinzi într-un Franța-Germania, bă, eu mă mulțumeam cu scorul. Chiar dacă e adevărat, sigur, nu i-ai bătut niciodată, ai gestionat cât ai putut, ai jucat cu frică, ai stat cu curul în poartă, sperând că adversarul să nu-ți dea gol. Așa e. Bă, dacă n-ai posibilitatea să-l pleznești, n-ai cum să-l ierzi, mă. Da, deci cine știe când te-ai mai întâlni cu așa ceva? Dovadă că la Euro nu s-au întâlnit niciodată din 1960 să joacă Euro. Suntem în 2016 și avem un singur meci între cele două echipe. Să ai o asemenea ocazie și pe final și tu să tragi de timp, să nu te duci să le dai gol ălora, să-i umilești. Păi asta e tot ce era frumusețe aici la nivelul de spectacol. Sigur că ți se iartă odată cu scorul final. Dar își vor aminti oamenii de momentele astea, revăzând anumite secvențe și încă o dată e păcat. Tot la capitolul fotbal, dragi prieteni, Steaua joacă astăzi primul meci amical. Nici nu mai știam că Reghe Camfi e antrenor la Steaua, dar într-adevăr el e. A început partida dintre Steaua și Charleroi. La Mierlo, Dumnezeule, la Mierlo, în Olanda, unde și pe vremuri ai noștri mergeau un cantonament extraordinar. De fapt, nu e chiar primul meci, că Steaua a mai jucat cu NEC Nijmegen și a câștigat cu 1-0. Știți că ei sunt regii meciurilor amicale. Joacă cu Charleroi, după care vor juca cu Samara și cu PAOK Salonic. Au mai jucat niște amicale în Slovenia, 7-0 cu Turnisce și 0-0 cu Dinamo Zagreb. Pentru Steaua, primul meci oficial ar fi pe 17 iulie cu Concordia Chiajna, finala Cupei Ligii, meci care contează pentru sezonul trecut pe Arena Națională pe 17 iulie. Deci meci cu Charleroi la această oră, Steaua cu Niță, Enache, Tamaș, Toșca, Dan Popescu, Pintilia, Kim, Popa, Stanciu, Kipciripciu și Golubovici. Deci ăștia s-au întors deja, Popa, Stanciu și Kipciu au fost la Euro. Iată-i deja în lotul stelei. Varela n-a făcut deplasarea, nu se află nici acum în lotul stelei. Îi urmează să plece în golf, scria presa de la noi, dar nu are nicio importanță asta. Meciurile amicale ale stelei, o să vedem întâlnirea cu Concordia Chiajna. Denotat în lumea fotbalului, iarăși o știre importantă. Mă uitam aici să vedem dacă n-a mai venit ceva. Marcelo Bielsa a anunțat că renunță la Lazio, exact în stilul lui. Presa italiană pretinde că antrenorul argentinian a fost șeful părții sportive a lui Lazio timp de 2 zile. Deci el a fost antrenorul lui Lazio timp de 2 zile. Dar nici atunci oficial, pentru că n-a mai apucat să vină în Italia. Bielsa a negociat din Argentina, s-a mers acolo după el, cu contractul la Rosario, unde el locuiește, s-a tot discutat cu avocați, cu delegația clubului Lazio, degeaba. Deci ei anunțaseră că au dat contractul să-l omologheze la ligă, că totul e în regulă, condițiile lui Bielsa. Până la urmă e clar că a simțit Bielsa ceva. Este singurul antrenor din lume capabil de astfel de mișcări. Evident, el având dreptate. Ăia l-au săpat cu ceva. Așa a fost și la Marseille. I-au introdus, fără să-l anunțe, o anumită clauză. Se pare că la Marseille a fost atunci o clauză și de rezultat pe care i-au impus-o, ca să semneze pe 2 ani, deși nu l-anunțaseră.
clauză că trebuie să termine neapărat pe podium sau o chestie de genul ăsta, dar ceea ce nu deranja neapărat pe Bielsa, că asta și-a explicat după. Dar faptul că nu i-au spus, evident că al de la Brun și Levin, avocatul lui Madame Dreyfus, erau capabili de orice măgărie, deci nu ne-am mirat atunci. Clar că și la Lazio cineva a încercat să-l facă și omul a renunțat la contract. Cu toate riscurile, Bielsa nu stă după bani. Pe el nu-l interesează asta, că îl vor da aia în judecată, cum au anunțat, că le-a stricat planurile. Păi îl aveau pe Inzaghi ăsta. Da, pe Simone Inzaghi. Și îl vor pune pe el, că el era interimar. Oricum, el rămâne la Lazio în momentul de față. Bielsa, odată ce a spus că nu mai vine, el nu se sucește. Deci, dacă varianta asta într-adevăr prinde contur și așa este, i-a refuzat, toate informațiile merg în sensul ăsta că i-a refuzat Bielsa, atunci el nu se mai întoarce. Cine va fi selecționezul Angliei? Se vorbea de Harry Redknapp, dar acum varianta ar fi Roberto Mancini, italianul, cel care a antrenat la un moment dat, după cum știți, pe Manchester City. Să vedem dacă până la urmă va veni Mancini sau nu. Redknapp avea ceva din Hodorokson în el. Era o continuare, după părerea mea, firească. Dacă vor opta pentru Mancini, e cu totul altceva. Mancini nu e un mare antrenor, dar nici nu prea poți să găsești mare antrenor la echipele naționale, spuneam, din motivele cunoscute. Bani destul de puțin, meciuri puține, impactul mare, adică ești dat repede afară și nu ți-asigură cotidianul. Pentru că ăștia care sunt în fotbal nu știu ce să facă dacă nu se duc toată ziua la antrenament. Ei nu sunt sănătoși. Și atunci să stai cu lunile și să n-ai nimic de făcut, pe mulți îi alungă ideea asta. Nu le convine. Astăzi avem și tenis, semifinalele masculine. Roger Federer învins de Miloš Raonic în primul set, 6-3 pentru canadian. Federer cum a întors ieri cu Marin Cilic de la 2-0 partida, l-a bătut în 5 seturi pe croat. Îi va fi greu astăzi, în orice caz va fi foarte greu. Este 5-4 pentru elvețian în setul 2, servește însă Raonic, egalitate la 40. Federer nu e departe să câștige setul 2, dar să-i faci break lui Raonic la Wimbledon e misiune imposibilă. În cel de-al doilea meci al zilei, Murray va încerca să dea repede de pământ cu Thomas Berdych, britanicul absolut fabulos, este evident favorit. Mai se întâmplă surprize și la masculin, dar mai rar. La fete, iarăși meci interesant între Bobo și Svedova, care trecuseră cu o zi în urmă în sferturi de perechea Mirza Hingis. Bobo și Svedova joacă cu americancele Atao și Spears. Este 6-4, 4-1 pentru Bobo și Svedova, care vor juca în finală cu câștigătoarea din meciul Sirina Venus, respectiv Iulia Gheorghes, Carolina Plișcova. Deci pe undeva surorile Williams vor juca o finală, dar nu pe cea de simplu, pentru că vă reamintesc că Angelique Kerber a bătut-o ieri 6-4, 6-4 pe Venus. Vom avea mâine o finală Sirina Kerber. Am impresia că iarăși a luat o minge de set lui Federer. Într-adevăr, Raonic a anulat vreo două mingi de set ale lui Federer. Servește canadianul și evident că până la urmă își va câștiga game-ul. Va face 5-5, are în dificultate Federer, dar așa a fost și ieri, când Cilic l-a condus cu 2-0. Nu-i faci break lui Raonic, ați fi serioși. Poți să ai oricâte mici de break, pe gazon n-ai cum să-i faci. Ăsta servește ca din tun, tu de-abia întorci returul dacă îl mai întorci. E imposibil. E greu de bătut, are minge de game, evident, Miloš Raonic. Odată ce te-a brecuit, ceea ce nu s-a întâmplat în acest al doilea set, dar odată ce te brecuiește, te-a curățat. El este ceea ce visa să fie Tsonga. Tsonga așa declarat înainte de meciul cu Murray. Sper să nu-mi ia niciodată serviciu.
Evident că până la urmă i-a luat Murray de nenumărate ori. Serviciul a bătut 6-1 în două seturi. Deci l-a znopit. Dar i-a luat și Tsongalău două. Până la urmă, 5-1 Bobo Vedova contra acestor americance necunoscute și respectiv 5-5 Federer Raonic în setul 2, primul câștigat de canadian 6-3. Ok, luăm o pauză și ne întoarcem în actualitate. O să mai vorbim un pic, mai sunt niște informații. O să vorbim și despre ce s-a mai întâmplat în cupele europene. Au fost câteva meciuri în aceste zile. Ieri, un lung șir de partide în Europa League. S-a terminat așadar primul tur preliminar. O să înceapă al doilea, unde intră și echipe de ale noastre. Va deveni ceva mai interesant competiția. La sfârșitul acestei săptămâni, Wimbledon și campionatul european vor dispărea, dar încet, încet revin competițiile interne. Săptămâna viitoare vom avea țintarul în Liga 1, după care vine finala Cupei Ligii, pe 22 iulie începe campionatul la noi, deci este pe repede înainte, echipele sunt deja, desfășoară practic ultimele meciuri de pregătire. Vorbim după o pauză. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. La noi, dragi prieteni, în fotsomul românesc, vă reamintesc numirea lui Christoph Daum, selecționez, pe 2 ani cu misiunea de a califica naționala la Cupa Mondială din Rusia, unde, sigur, Germania este principala favorită, hai să ne mai ascundem, nemții deja pregătesc titlul mondial din 2018. În stafful lui Christoph Daum scrie Digi Sport câteva modificări. Se știe că Viorel Moldovan a plecat la Auxerre, tata Puiu este la pensie, însă Ionuț Badea și Daniel Isăilă vor continua. Ei erau probabil în concediu în Grecia, pentru că își vor întrerupe vacanța și vor veni să stea la discuții cu Neamțu, care își va mai aduce un secund. Vorbeam zilele trecute de eternul său Sancho Panza, belgianul Rudi Ferkenpink. E bine, preparatorul fizic va fi schimbat, nu mai este Marian Lupu, în ciuda unei impresii bune lăsate de acesta în mandatul lui Iordănescu. Christos Papadopoulos, un grec care cunoaște bine limba germană, va fi așadar preparator fizic. Se caută un antrenor cu portarii după ce Dumitru Moraru nu va mai continua. Cam așa arăta deci staful lui Christoph Daum, primul antrenor străin la Naționala României din 1934, când Naționala era condusă, atenție, în perioada interbelică, așadar, de un antrenor austriac. Christoph Daum va mai rămâne la București toată săptămâna viitoare. Deci va vedea finala campionatului european Franța-Portugalia de duminică la București, urmând să perfecteze toate detaliile. Păi, nici n-a mai trebuit să plece de altfel în Germania decât să-și aducă o pijama și periuța de dinți. În rest nu mai are pentru ce, de acum înainte treaba lui este aici, așa ar fi firesc, și pe care va începe treaba. A trebuit să se apuce de treabă pentru că meciurile vin repede. Amintesc că în această toamnă încep faimoasele preliminarii ale Cupei Mondiale din Rusia, pe care deocamdată sigur toată suflarea fotbalului l-a neglijat, întrucât era campionatul european înainte, habar n-avem de grupe, nu știm nimic ce înseamnă Cupa Mondială 2018, cum sunt repartizate grupele acolo, bâtă suntem, dar știm adversarii noștri, până la urmă Danemarca, Polonia, astea sunt adversarele de top, Muntenegru, Kazahstan, Muntenegru, sigur, serios și el, un adversar cu care e chiar interesant să te întâlnești. Kazahstanul, spuneam, greu, greu, imposibil de bătut acasă. Și am impresia că mai e o echipă
Deci Danemarca, Polonia, Muntenegru, România, Kazahstan, ce mai este una? Nu știu care e, Luxemburgul, ceva de genul ăsta. Așa ar arăta, deci, preliminariile Cupei Mondiale din Rusia. O să dăm, să vedem aici, Rusia 2018, exact, ca să vedem care sunt grupele. Grupă infernală pentru România. Deci cum ai dat, cum ai primit imediat această informație la căutare? A, nu, Armenia era. Pardon. Danemarca, Polonia, Muntenegru, Kazahstan și Armenia. Asta este grupa. Grupa E. România cap de serie. Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia și Kazahstan. Văd aici alături grupa D, de exemplu, cu două mari performere de la Euro. Țara Galilor și Irlanda sunt în aceeași grupă. Ele vor juca cu Austria, Serbia, Moldova și Georgia. Așa arată grupa E. Hai să vorbim un pic și despre celelalte grupe. Grupa A, Olanda cu Franța. Știți când au fost ultima dată Olanda și Franța în aceeași grupă? Ei bine, înainte de campionatul mondial din 1982 în Spania, când Franța s-a calificat la mondial și Olanda n-a fost prezentă. Atenție, Olanda n-a participat la Cupa Mondială din 82, fiind eliminată de Franța lui Platini în preliminarii. A fost un meci decisiv, Franța-Olanda 2-0. Ultimul meci din grupă, Olanda n-a fost la mondialul din 82. Deci de atunci Olanda și Franța n-au mai fost niciodată într-o grupă de preliminarii. E bine, Olanda și Franța sunt în grupă cu Suedia, dar unde nu va mai fi Zlatan, că a anunțat că se retrage, Bulgaria, Belarus și Luxemburg. Grupă grea, atenție, numai prima se califică direct. Grupă grea pentru francezi, chiar dacă Olanda, absentă de la Euro, nu e o mare națiune. Grupa B, Portugalia, Elveția, Ungaria, insulele Feroe, Letonia și Andorra. N-a ungurii o grupă chiar așa complicată. Se vor întâlni iarăși cu portughezii după meciul de la Euro, meci antologic la Lyon 3-3. Grupa C, tipică pentru nemți, Germania, Cehia, Irlanda de Nord, Norvegia, Azerbaijan și San Marino, o formalitate pentru săsălăi. Grupa D, spuneam, Țara Galilor, Austria, Serbia, Irlanda, Moldova și Georgia. Grupa F, România, Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia și Kazahstan. Își va rupe gâtul daum și în Armenia și în Kazahstan. Armenia l-a mai scos odată din papuci pe tata Puiu, mai povesteam, când i-a mai întrerupt un mandat. O echipă greu de bătut la Erevan. Grupa F, Anglia, Slovacia, ce grupă, Scoția și Slovenia, deci cei trei S, Slovacia, Slovenia și Scoția, sunt în grupă cu Anglia, de asemenea Lituania și Malta, o grupă lejeră de tot pentru englezi, ca și pentru nemți. În grupa G, Spania e cu Italia și patru murături, în rest, Albania, Israel, Macedonia și Liechtenstein. Grupa H, Belgia, Bosnia, Grecia, Estonia și Cipru, sunt doar 5 echipe în grupa asta. Și în fine, în grupa I, de asemenea tot 5, Croația, Islanda, Ucraina, Turcia și Finlanda. Bune, bune, interesante grupe, de-abia așteptăm să înceapă. Vor fi 9 grupe, 7 de 6 echipe și 2 de 5. Primele clasate merg direct la campionatul mondial, cele mai bune 8 locuri secunde merg la baraj pentru pozițiile rămase. De cele mai bune 8 locuri din 9 grupe. Va exista un loc 2 care nu va prinde nimic. Așadar, aici e invers decât la campionatul european. Deci nici măcar dacă termini pe 2, nu ești sigur că te duci la baraj. Deci e luptă țapănă de tot aici. Anglia, Franța, Germania, Italia, Spania și Olanda vor intra în grupe de 6. Da,
Păi v-am citit mai devreme cum erau urnele. Așa este. În urna întâi, da, Franța și Italia erau în urna a doua. N-au fost cap de serie. În urna întâi au fost Germania, Belgia, Olanda, Portugalia, România, Anglia, Țara Galilor, Spania și Croația. De asta Italia și cu Franța au nimerit prost. Italia cu Spania și Franța cu Olanda. Astea erau echipele grele din urna a doua. Au nimerit prost și foarte bine că au nimerit așa, ca să nu se mai spună despre francezi că au o grupă ușoară. De data asta nu mai au o grupă ușoară. Da, să joci cu Olanda și chiar cu Suedia și mai Bulgaria, sigur, într-o mai mică măsură, că nu mai sunt atât de buni cum erau în anii 90, ba din potrivă, n-a mai rămas chiar nimic din ei. Dar oricum, Olanda te poate încinge. Deci poți să stai acasă, să nici nu te duci la campionatul mondial. Ei campionatul european și nu particip la mondial. Îi paște pe francezi această variantă ca popa. Bine, și Suedia e slabă, dacă nu mai are nici pe Zlatan, sigur. Deci, în mod normal, locul 2 îl iei. Dar locul 2 joci baraj. Nu e sigur că vei trece de barajul ăla dacă nu câștigi grupa. Didier Deschamps va rămâne selecționez, întrucât el avea ca obiectiv semifinalele. Și dacă pierdea cu Germania, rămânea. Așa era contractul făcut. Deci el n-avea o... A știut să-și negocieze contractul până la urmă. Și în condițiile astea nu prea ai cum să-l mai dai afară. Chiar dacă în momentul de față ar pierde finala. Bun, deja s-a ajuns într-o situație în care nu mai poți să-l dai afară. Skrtel va juca la Fenerbahce. Asta după ce trebuie să o spunem, fostul său antrenor Jurgen Klopp are contract pe încă 6 ani cu Liverpool. Deci a prelungit contractul până în 2022. Hai să vedem care mai este treaba la tenis. Roger Federer a câștigat la tiebreak setul 2, l-a dus în tiebreak Raonic, dar n-a putut să-l răpună acolo. Deci este 1-1 la seturi. 6-3 Raonic, 7-6 Federer. Federer a câștigat 7-3 tiebreak-ul. Setul 3 deocamdată e 2-1 pentru canadian fără break. Meciul dintre Murray și Berdych deocamdată se amână, pentru că acesta va începe imediat cum se va termina Federer cu Raonic. De notat că la fete, Bobuș și Jvedova s-au calificat în final, au câștigat 6-4-6-2 cu Atao și Spears, două americance. A început partida dintre Venus cu Sirina și respectiv Gheorghes cu Carolina Plișcova, cea de-a doua semifinală, surorile favorite să se califice în finală. Venus este la serviciu. Ia să vedem, o minge bine jucată de Sirina. Au făcut punct americancele. Astea sunt drăguțe, Gheorghes și Carolina Plișcova. Zburdalnici, așa. Îți vine să te uiți la ele. A de partea cealaltă e zidul ăsta. E greu să te bați cu surorile Williams. Apropo de transferuri, OM așteaptă două tranzacții imediate, și anume venirea lui Bafétimbi Gomis, împrumut de la Swansea, jucător născut la Seine-sur-Mer, foarte aproape de Marseille, undeva pe lângă Toulon. N-a jucat niciodată la OM, a fost mare atacant francez la Saint-Étienne și la Lyon. A marcat o căruță de goluri chiar împotriva lui OM. Are 30 de ani Gomis. Ar veni sub formă de împrumut, să negocieze ultimele detalii, cât la sută din salariu, care se ridică la peste 400 de mii de euro pe lună, să-i fie plătit de Swansea. OM a cerut 70%, sigur că cei de la Swansea au mai coborât bariera, cred că va fi undeva la 55% va fi plătit de Swansea. Vă dați seama ce viață au fotbaliștii? Deci tu ai semnat cu Swansea, nu mai vrei să joci pentru ei. Echipa a plecat astăzi în turneu în Statele Unite, Swansea, fără Bafétimbi Gomis, evident, care se pregătește să semneze la OM. Deci cum să te duci la o echipă după un sezon să spui eu nu mai vreau să stau la voi, vreau să plec, dar să-mi plătiți mai bine de jumătate din salariu tot voi, deși tu nu joci acolo.
Este halucinant. Deci tu joci pentru alții, dar undeva o pleașcă de... Atenție, nu vorbim aici de 10 milioane de lei vechi sau de 20 de milioane. Vorbim de peste 200 de mii de euro pe lună primește de la Swansea fără să joace pentru ei. Numai pentru că a semnat un contract. Și că el rămâne jucătorul lor, dar rămâne ce folos? Da, șansele să se întoarcă la Swansea sunt relativ mici, de fapt. El a semnat, nu știu, pe 3 sau 4 ani, posibil pe 4 ani. Swansea nu cred că a luat o primă la semnătură, dar și-a negociat un salariu mare pentru că era liber. Și au dat ea 450.000 de euro pe lună. Și Gomis a zis, băi, ok, am semnat pe 4 ani cu Swansea, îmi dați 450.000 de euro pe lună și nu mai au nicio primă. Ei au fost absolut de acord, englezii n-au ce să facă cu banii. Da? Sau, mă rog, în cazul nostru, galezii, da? Tot echipă de Premier League. După un an, care a fost modest rău, Gomis, da? Dar vreo 6 boabe, n-a făcut nimic. La Swansea erau să pice, dacă nu era Andreea Iu acolo, picau. El pleacă de la echipă, se duce sub formă de împrumut, vine la Marseille, unde va avea un confort, un trai liniștit, e mult mai bine pentru el decât la Swansea. Ce să facă acolo, nici nu puteai să ieși din casă. Au niște condiții lamentabile. Bănuțul, dar ce să faci, numeri toată ziua bani, că nici ea nu poți să-i numeri, că sunt de plastic. Deci unde, că doar nu luai cash-ul. Te duceai și cheltuiai, da? Păi nici n-aveai timp. Ce să faci la Swansea? Așa, vine la Marseille și aia îi dau în fiecare lună undeva la 250.000 de euro. Vreo 200.000 o să-i plătească OM pe lună. Colosal! El sigur va rămâne cu același salariu. Bineînțeles, cum să-i plătești, mă, unui fotbalist? De asta spun, ce-i de prețuit la oamenii ăștia? Ce atitudine asta? Asta e o chestie pentru care să-i lipești pe perete. Da? Că ăla încasează 250.000 de euro, că pleacă de la echipă, scuipă practică, nu mai vrea să joace la ea. Că el vrea să plece, nu ăia vor să-l trimită, că dacă l-ar fi trimis, îi desfăceau contractul sau îl transferau. El vrea să plece, s-a plictisit de ei, după ce că n-a pus osul deloc. Bineînțeles, într-un an, n-a pus osul pentru ei. Era mai mult rezervă în partea a doua a sezonului Gomis. Îi dați, mă, 250.000 de euro pe lună, tată. Deci, timp de un an de zile lui intră banii ăștia fără să aibă nicio legătură cu tine. Tu nu-l vezi un an de zile. Deci ăsta ar fi primul. Al doilea e Thomas Hubokan, fundașul slovac. A jucat 2 meciuri la Euro, 30 de ani, a retrogradat cu Dinamo Moscova. Se negociază, evident, rezilierea contractului său cu rușii, care... căzând în Liga a doua, nu mai au ei grija lui Hubokan, evident. Chiar dacă nu s-a rezilia, OM n-are de plătit mai mult de 1 milion de euro pe el. Se discuta la un moment dat de 1,2 milioane, pare că se mai trage de suma asta un pic în jos. S-ar putea reîntoarce Rod Fani la OM. După ce a plecat în urmă cu un an, după cum știți, n-a mai vrut să-și prelungească contractul, a plecat gratis în Qatar. După 6 luni l-au împrumutat în Championship la Charlton Athletic, care a retrogradat. Nu mai poate să stea la Charlton Athletic, nu-i place în Qatar. Figurez-vous. Nu se simte bine în Qatar și s-ar întoarce la OM, unde e viață, evident. Acum, sigur, pe un salariu mai mic. Salariul pe care l-a refuzat la prelungire, adică 100.000 de euro pe lună. El câștiga vreo 220.000 de euro net pe lună. La Marseille și OM a zis, bă, poți să rămâi, dar îți dăm jumate din cât câștigi. Fani are 35 de ani. A urmat să semneze un contract pe 2 ani cu OM și să joace un an, după care să încerce să rezilieze. Cam asta e. Sigur că e util Fani, cunoaște locurile, le fan OM. E născut lângă Marseille și el, toată viața lui a ținut cu OM. Atâta doar că e nonșalant, îl doare în șpiț. Odată ce i-ai dat banul, nu-l mai interesează, dar un an poate să joace. Să facă pe vedeta pe teren la 35 de ani, nici Marseille nu-i departe de Charlton. Deci noi vom juca tot ca să evităm retrogradarea. Pentru asta, să-l ai pe Fani, mi se pare ok. Marea bombă ar fi, despre asta să discut acum la OM, aici ar fi lovitura pe care putem să o dăm, să-l aducem pe Valère Germain, de la Monaco,
care, atenție, nu mai are decât un an de contract. A fost extraordinar sezonul acesta la Nice. A dat 14 goluri Valère Germain. Este fiul lui Bruno Germain, spuneam, care a jucat la OM în anii de glorie ai clubului. Este un jucător de 26 de ani, internațional de tineret. Mai are un an de contract. El nu mai vrea să stea la Monaco. Monaco nu-l mai poate împrumuta dacă nu-i prelungește contractul. În Franța n-ai voie să împrumuți un jucător când intră în ultimul an de contract. Numai dacă prelungește contractul cu Monaco mai poate fi împrumutat. Asta e discuția. El nu mai vrea să joace la Monaco, care și-a bătut joc de el. Evident, Valère Germain este născut în Marseille. Atenție, exact pe vremea când tatăl său era în echipa care juca finala Ligii Campionilor sau Cupei Campionilor 91 cu Steaua Roșie Belgrad. Deci asta e o idee interesantă. Valère Germain intereserait aussi Bordeaux et le LOSC. Patru echipe așadar stau jurul lui: Monaco, care îl deține, OM, Bordeaux și Lille, care îl vor. Nice are șanse mici să-l păstreze pe Valère Germain, pentru că era împrumutat acolo. Aia, asta ar fi o lovitură, într-adevăr, să aducă OM. Acest Valère Germain este un fel de Kevin Gameiro, adică un jucător de stilul ăsta. Foarte mobil, foarte util, știe să o dea în poartă, eficace în fața porții, nu e extraordinar de tehnic, dar eficace bine de tot în fața porții, știe fotbal. Dacă reușim să luăm, la greu de crezut, pentru că noi nu avem niciun ban. Deci venirea lui s-ar putea face tot așa. Doar dacă, nu știu, de rezilia contractul, nu prea se pune problema, dar n-are de ce să-și rezilieze. El mai are un an de contract, trebuie să-și ia banii pe anul ăla de la Monaco, evident. Deci nu poate fi împrumutat, el nu mai vrea să prelungească cu Monaco și atunci nu se poate decât un transfer. Singura chestie ar fi ca Monaco să accepte să ne-l cedeze pe niște bani puțini, nemai având decât un an de contract ăla, dacă nu amenințându-i: bă, plec gratis vara viitoare dacă nu mă lăsați să plec acum, cum se întâmplă în fotbal. Și atunci Monaco o să zică: bine, bă, uite, ca să nu pleci gratis, te vindem pe 3-4 milioane de euro vara asta. Ceea ce am putea să facem dacă îl vindem pe Enkudu. Enkudu e o ofertă de la Barnemas, unde el nu vrea să meargă a priori, de 13 milioane de euro. Hamburg ar fi propus 12 milioane. Nici acolo, ci că nu s-ar duce. Așteaptă un pește mai mare în Cudu. Dacă vine o ofertă de 15 milioane pe el, ar fi uluitor, pentru că în Cudu n-a jucat decât un an la OM și a fost adus în calitate de rezervă de la Nantes pe 1,5 milioane de euro, fără niciun fel de bonus. Deci ăia s-au debarasat de el crezând că ne-au păcălit, pentru că Enkudu nu era un jucător important. Bielsa, cu staful lui, Reyes, de fapt, se pare că îl văzuse și l-a propus la OM, știind că e foarte ieftin. Jucător de 21 de ani, Enkudu, a dat 10 boabe în toate competițiile oficiale pentru OM în acest sezon. N-a fost rău deloc, chiar dacă în partea a doua a sezonului n-a mai jucat mare lucru. Dar în prima parte a avut o perioadă bună. De altfel, toată tactica lui Mitchell, a dezvoluit-o Batshuayi, se rezuma la asta: aveți mingea și i-o dați lui Enkudu. Asta era tot ce el spunea Mitchell jucătorilor. De altfel, am văzut de multe ori chestia asta pe teren. Când Diarra avea mingea, aproape invariabil căuta pe Enkudu, pentru că asta era tactica lui Mitchell. El o respecta. Diarra e un jucător inteligent pe teren. El știe fotbal, da? Are experiență, a jucat la Real, la Chelsea, el respecta ce a spus antrenorul. Atâta știa Mitchell. Deci aveți mingea și de-o dați lui Enkudu, care urma să facă diferența, adică să dribleze, să tragă sau să scoată ceva. Faul, corner, pe care fazele fixe erau faze fixe. A ținut o vreme. În noiembrie, decembrie, de exemplu, anul trecut a mers această tactică. OM a avut o perioadă bună atunci. Enkudu dădea în fiecare meci. A marcat de altfel în cupele europene vreo 6 goluri, ceea ce este imens, pentru că OM a jucat doar în faza grupelor, a jucat 8 meciuri OM în cupele europene. Enkudu a dat 6 boabe
Bă, nu-i rău deloc. Sigur că n-au fost mari adversari, dar a dat de-a rupt cu Gröningen, cu Liberec și cu Braga. Da, i-a căpia pe ăștia. Deci, un jucător de viitor, evident, în Premier League, cum să nu vrei să iei așa ceva? Cum să nu vrei să iei la 21 de ani? Dacă dai 15 milioane de euro, l-ai luat. Nu că a dat și un gol în Cupa Ligii. A dat un gol în Cupa Ligii, 5 a dat parcă în campionat, 6, nu, 4 a dat în cupele europene, nu 6. 4 boabe a dat. Da, a dat 4 boabe. Ok, deci în total 10 goluri e, sezonul trecut. Dacă va scoate cineva bănuțul undeva la 15 milioane de euro, sigur că el va pleca. Războicică între Iorgulescu și Burleanu, șeful LPF cere scoaterea regulii jucătorului under 21. Nu e o regulă atât de tâmpită asta. Noi nu te încurcă foarte mult. Nu știm și noi am mai comentat-o. Se aplică în fotbal. Nu este singura țară, România, unde s-ar aplica o astfel de regulă. Campionatele mici încearcă să se protejeze și au posibilitatea să o facă, pentru că asta nu contravine niciunei legi europene. Da? Și anume, ca fiecare echipă să folosească un jucător până în 21 de ani. Nu contravine cu nicio regulă. Să angajezi un tânăr, asta nu înseamnă că nu poți aduce jucători din Uniunea Europeană. Alea sunt reguli tâmpite. N-ai voie să aduci decât nu știu câți străini, aia e îngrădire. Asta nu e nicio îngrădire, dimpotrivă. Deci nu prea ai de ce să... Un comunicat LPF aici. Obligativitatea folosirii unui jucător sub 21 de ani pe tot parcursul disputării campionatului național Liga 1 Orange. Să fie o regulă opțională asta. Ava, să nu spuneți că trebuie să stea 90 de minute în teren ăla. Nu, să ai pe teren unul de 21 de ani. E o regulă corectă. Da? Care sigur că nu va modifica structural fotbalul românesc. Asta nu înseamnă că vor fi promovați tinerii. Cum se tot spune. Dar poți să o aplici. Pentru că fotbalul e stat în stat, are regulile lui. La revedere, poți să o aplici. Dacă echipele de Liga 1 oricum aveau jucători tineri, dar cine juca în Liga 1? Nu văd de ce să opun cluburile la așa ceva. Adică să ai un jucător de 21 ani, format de tine, bun, nu străin, dar ce e așa de greu să ai un jucător sub 21 de ani? Pentru că nu poți să joci cu unul de 20 de ani în teren, în Liga 1, în fiecare meci, nu trebuie să fie același. Poți să ai 3-4 un lot. Pentru un lot de 23-26 de jucători, da? Nu poți să ai 3 sau 4 jucători care să aibă sub 21 de ani, pe de toată lumea are. Joacă la OM 2-3 sub 21 de ani în fiecare meci. Nu poate în campionatul României să joace 1. Mi se pare o prostie asta. Ați văzut cum era în Franța. Marseille și Nice, de exemplu, aveau între primele 7 cele mai mici medii din Europa de vârstă. OM a jucat sezonul trecut cu o medie de vârstă de 23 de ani campionatul. Nu, n-a făcut mare brânză, sigur, dar Nice cu o medie de vârstă similară a terminat pe 4 în Ligue 1. A avut o medie de vârstă de 23 de ani. Deci cum nu poți să joci? O prostie, dacă ți impunea jumătate din echipă, puteai să faci scandal. Că atunci ați făcea tactica al LPF-ul, ceea ce nu era corect. Dar un jucător nu poate să-ți impună. Adică ce intenționai să faci? Să folosești numai jucători de 30 de ani? Păi nu se poate oricum. Cluburile se tem de fapt de ideea asta că, domnule, de ce să cresc eu? Dar bă, dacă nici atâta nu poți să produci un jucător, deja nu mai poți să fii profesionist. Adică tu ce vrei? Să cumperi jucători din Africa ecuatorială, de ăștia care nu știu să țină furculița în mână, că sunt mai ieftini decât să-i formezi tu. Asta era ideea. Azi că aducem 10 de aia din Somalia sau din Burundi și joacă aia. Aia nu ne costă. Nici nu le plătim salariile, că aia nu știu să citească. Păi nu e așa, mă? Asta nu e o regulă. Așa se făcea la noi. Erau sute de străini pentru că ție ți era lene sau lene să investești, lene să gândești, să creezi un centru de formare, să nu știu ce.
Aia nu se poate la infinit face așa. Bun, ne reauzim luni, fraților, o să vorbim despre deznodământul campionatului european și consecințele lui, evident, o finală absolut istorică, care contează mult. Francezii, sigur, dacă vor pierde, vor rămâne cu victoria cu Germania și asta e epocală. Dar pentru Portugalia, câștigarea unui euro ar fi ceva ieșit din comun, mai ales să-l câștigă.